Traficul pe DN1 în Sinaia s-a desfășurat astăzi cu dificultate pentru câteva zeci de minute. Motivul? Din cauza vântului puternic, un copac a căzut pe șosea. S-a întâmplat în zona gării din stațiune. Arborele s-a prăbușit și a blocat ambele sensuri de circulație. La fața locului s-au deplasat reprezentanța CNADNR care au tăiat copacul căzut și au degajat șoseaua. E un pom uscat? Da, pom uscat a ajuns din cauza vântului. În urma incidentului, nicio persoană nu a fost rănită. Cât timp arborele a blocat șoseaua, polițiștii au dirijat traficul.